Treci. Uite, Luca, treci, asta, că, bravo. Să nu culcăm pe carbonul. Ia, dă goași, dai. Dați-vă încolo. Domne, păi veniți cu alea stânga. Luăm noi bețele astea. Iată-le. Hai, să te văd acuși. Mamă, ce glie asta. E lucrătură. Nu, fir textil și buldă cu muști. Linii astea le fac că să le vândă. Muști artificiale. Ah, da? Ia uite, 10 lei din ea. Și încep să prinzi oblete, dă găzile la lansetă. Nu, ce de mă drumul. Asta să înveți așa. Hai, hai. Domnule Emil, ne ajutați puțin, vezi dumneavoastră aici? Așa. Ca să lansăm și noi, că nu putem să lansăm în băț, în fir. Deci de telecămaș. Mulțumim pentru înțelegere. Așa. Păi de nu ne așteptam să... Hai, șef. Dă-i acolo. De ce nu îl înveți acolo unde e de dat, nu aici? Da, îl învățăm și acolo. Opa. Da, aveți fir tare. E prost, că cârligul în sârmă. Și în ciment ăla e cel mai... Mamă, uite, vedeți că se ia peștele? Frumos, la comandă. Nu mai bagi momelă. Nu mai scoți momelă. A, uite, cu ea în gură. Mănâncă rierea cu ea în gură. Ea n-a fost niciodată, vrea să vadă ce. Da. Pe cum e? E... Ai luat ceva? Ia uite pe șeful. Trecut șeful la acțiune, mă. Pescui rapid, adică... Ia uite, cum bag, cum scoți. Fii atent aici așa. Ia uite aici, vezi? Ia uite aici, drill. Cum bag? La mișto, cum bagi, cum scoți, meserie? Cum bagi și luăm până la 12, noaptea și pântuneric. Dă-te în partea aia. Mage, hai, divan. El se repede după musculițe, le ia în gură. Jord, nu stați. E perfect. Ușor. Au. Deja se termină. Le vânează, să repede. Adică le vânează. Da, să spui și lui Alex pe asta. Dă-i mai larg, să te dai tărică mai încoa să nu lovească. Așa, stai în stânga mea la un moment. Ba da, dar nu știu cum le joacă el. Fii atent. Uite, le trag pe apă. A sărit. Auzi ce sar pe ele, uite. De cât să ai firul întins să zmucești când sar, auzi când face cercul, dai înțepătură scurtă de vârf, pac, întins firul. A, când a sărit, nu te-am văzut la băț, să dai înțepătură când sare el. Acum dai înțepătură. Păi nu după ce a sărit, când sare atunci pe cerc. Să învață un pic la... Când sare atunci pe cerc. Ați reușit? Da, a fost de spus. Da. Greu. Telefon, ce vrei să vorbim? Deci în închietură, fii atent, că așa m-am învățat pe mine, Bobi. Ia uite-l. Pac. 4. Ia uite-l. Bă, da. Uite, când a sărit, i-am dat și înțepătura. Rapid, mai rapid ca el. Când a făcut zicer cu pac, am întins firul. Noi folosim și niște fire textile care n-au elasticitate. Atunci îi dai instantaneu. 3 cm înțepat. El apucă în gură. El când a apucat-o în gură și eu când am înțepat, l-am înțepat când vine. El zice că e gâză. Hap, apucă în gură. A, și vreau să trage eu repede de... și... Da, decât înțep. Că el când face cercul are în gură, o vânează. Dar dacă are tip, o scuipă, uite. Până se formează el mână. Uite, dă la mine cu bățul ăla să vezi. Dă mie bățul ăla să lucreze cu el. Puțin ca să-și dai seama, să vezi cum îți fac. Dă mie cu ăla. Da, păi, din închietură, așa îmi ziceași mie, Bobi. Fii atent. Dai. Uite, îi vezi? Ideea e să sare el. Păi, eu am stat cu Dacia jumătate, deși n-am prins o păsă. Mai sunt și alte variante de joc, stai să-ți arăt eu. Dar trebuie să spui firul mai sus, că nu poți să lansezi de parte unde trebuie. Poftiți? Aici.
Păi vă las aici. Noi ne ducem jos atunci. Da, mai stau. A, auziți? Cel mai prost e de dat de la înălțimea asta. Hai să mergem noi cu alea după canal. Ia țineți-te acolo. Da, nu cu alea, că dăm la baza apei. Că acum, dacă era la nivelul ăsta... Să tragă târâșă, meargă cu ea pe... Da, hai încoace. Degeaba merge pe vertical. E mai prost de dat. Aici e mai bine la distanță, aproape de mal nu merge. Dar mata cum nu poți să lansezi departe, te duc eu într-un loc al lume. Uite cu alea după canal. E bine așa, domnul Emil? Da, păi ca să poată să dea. Și el. După canal, da. Nu, că sunt băieți aici, nu-mi trebuie. Ăia nu mai vin, i-a alergat poliția. Păi au spart unii o mașină, niște țigani, o mașină la unul. Și a venit poliția, procuratura pe aici. Să le ia amprente. Da, da, parcă din interzis să mai te spuneze. A, nu, ne la. Ne lasă paza. Dar ne lasă paza. Paza e șefa. Șefele. Ideea e că să dăm cu alea la baza api după canal, unde sară obleții, că poți să-ți... Uite aici, uite-i. O luăm pe aici pe vârticuță. E un stil frumos de pescuit, învățați, nu aveți treabă. E seara să te recreezi. Vreau să vin eu cu ăsta. E seara să te recreezi, lansetuța frumos, găletuța. Seara prăjești un pește frumos, mămăliguță. Ești distrat. E un sport frumos, să știi. Nu-ți mai trebuie momeală, înțelegi? Trage până la 12 noaptea. Tatre. Cum bagi, cum scoți. Îți dai seama să nu mai trebuie momeală. Că contează ăla cu viermi din ăsta. Toată ziua cu ochelarii. Și-a luat 7000 de dioptrii de ochelari ca să vadă Pluta, că dacă nu trage, stai cu zilele. Eu îmbătrânesc papă. Când ai prins un pește după cât timp? Dar stau să îmbătrânesc papă până îmi trage mie peștele. Și cum a fost? Tot nimic. Păi vezi. Și nu e deranjant? Ia vine să vezi tu. Asta e un stil super mișto. O să fac și eu emisiune la televizor. Da. Ca să învăț stilul acesta. Ia să vezi ce frumos vânează băieții aici. Bună seara, vă ajutăm? Aveți probleme? Aaa, aduceți-mă cu acolo, faci tu. Dați așa. Și dacă dați la răpitor, țineți-o cu mare. Aaa, e guvide de nou. Gata, îl arunc sau de? Aruncați-l. Poți să le dau, de. Așa, noi dăm la țaparina cu musculiță. Acolo eu sunt pe scară de relaxare, nu sunt. Păi nu nimic, noi tot de relaxare. Da. Ia uitați. Pescarul e mai în jos un pic. Da. Noi după oble suntem. Aici se vede și mai bine. Da, se vede frumos, fa. Adică dă asta așa cu albastru? Ce anume? Oble, ți-a zis? Sau mai mari? E guvide, da, la oblete, da, mai mari. O idee. Nu, mai auzisem de la tot că ia de ăștia mici, să dea la nu știu ce, să facă nu știu cum. Ia uite. Relaxare. Da. Eu mă bag după ei. Noi dăm tot relaxare. Noi dăm, ăștia ne păcălesc. Ia zi-mă, unchiu, cum e treaba. Mai sunt și deștepți ăștia, am uitat să zic. Uite, auzi? Fă așa stilul meu. Uite. Cu vârful așa la poziția asta și trage șurel, uite așa. Că la mine e luat, vreau să zic, dar vreau să-ți arăt stil. Știi de ce? Că vine așa în sus și el vine în boltă, când atacă se duce în jos, se înțapă singur. Ai înțeles, adică? Hai să-ți arăt... Să-ți arăt stil. Dai. Atât, dă-i. Și le vine ca o burtă așa. Așa, perfect. Acum, ține vârful în sus. Da, da. Ține-l în sus. Mai în sus, mai în sus. Și recuperează ușor. Așa. Recuperează, continuă. Strânge. Acuadat? Ei, așa se folosește stilul ăsta, să înțeapă mai rapid.
Stai tu în stânga mea, că îți dai... Aici, în stânga mea. Aici e drept. La stânga, da. Eu pot eu să dau cu o bâză. Uite, vezi? Dar pe tine îi luați sau îi pun? Normal că ia. Îi pun în sare și... Ia uite. Și eu recuperez ușor. Poți să mă joci și cu ele pe apă, uite ce fac ăștia. Haide. Pot să le pun și jos. Să le trag și așa. Să le ridic pe apă. Te vezi cum vine una pe apă? Uite cum se joacă, cum o joc eu. Da. Așa, așa. Și peștele sare la. O să fac varianta asta mai încolo. Dai, mole. Da, de joc, da. De să joc, face o încercare. Cum anume el mai? Eu acum am venit prima oară, m-a dus fratele meu. Eu nici nu știam unde mă duce. Ia uite cum a atacat. A atacat, dar n-a reușit. Ce să mai reușească? N-a reușit să scape. Da, la țaparină cu musculiții artificiale. Dacă vreți să vedeți filme cu pescuit la muscă artificială, am eu un canal video pe YouTube, Gabriel Ivan se numește. Deci dumneavoastră râdeți de mine acum. Nu, vreau să vă învăț ceva frumos, nu să râd. Spuneți, nu, vă rog, vă ascult, am zis în sensul care nu vedeți cum mă chinuiți cu peștele tău scodinat. Păi nu-i nimic, stilul ăsta care îl practicăm noi e pentru dumneavoastră. Deci scrieți Gabriel Ivan pe YouTube, apare canalul video, puteți să vă abonați pentru încărcări recente, nu costă nimic. Și acolo fac filme de pescuit. Înțelegi? Filmează nonstop. Și filmez cum mă jucă cu pești. Normal, aici vă spun eu, pentru eficiență maximă ar trebui să am un textil. Un subțirel. Textilul... Totul ca să nu mai lucru prin da. Bălării. Da, vine tălică în partea asta. Ah. Deci textilul nu are elasticitate, ca monofilamentul. Înțelegeți? Și dacă nu are elasticitate, el când sare, trag instantaneu. Și nu ți-a pus instantaneu la muscă, că el o apucă și o scuipă. Înțelegeți? Așa e să mai măresc viteza de recuperare. Țin vârful sus să vadă el dâra. Ia să sară la ea acum, că dacă sare la ea... A sărit la ea, dar mi-a scăpat. Ăștia sunt mai hoți ca ei alții. Nu acolo. Ia, uite, aaa, ce mi-a scăpat ăsta. Hai să încerc o variantă ușoară de recuperare, ușoară. Uite, merge bine, încearcă ușurel, recuperat ușurel, bătrânește așa, tic. Știi că el o vede și se repede în ea. Înțeapă mai rapid. Ia încearcă așa să vezi. La mine s-a început. E treaba de niște gâze din ăstea care vibrează apă și el se repede ele, crezând că sunt natural. Da! Hai că mai prinsă-i și eu două moace. Uite, încerc recuperare ușoară. E chiar ușoară. Dacă nu se înțeapă. Văd ce se petrece. Dar e treabă bună asta. Dar e, vezi, la recuperare prea ușoară, are timp el să scuip. Dacă s-a murdărit prima muscă, asta trebuie curățat. Iată, așa se curăță muscă. Pac, s-a sărit. Ca la acordeon. Pe ea de-a... Și hai să-l păcălim și noi. Ia uite-l pe ăsta. Mamă, ce-a vânat ăsta. I-am ridicat o papă. S-a repezit cu totul. Nu mai scap acum. Vedeți, noi nu mai băgăm momelă. Cumba cum scu. Nu mai trebuie momela.
La 15-20 de aruncări trebuie să schimb, sau nu, mai puțin. La vierme? Da. A, păi dacă l-a sub repede, l-a stricat, trebuie schimba, nu mai. Eu mănâncă unul după altul, să înțeleg. La... A, uite. Păi da, dar noi aici dăm până la 12 noapte. Pântunerii, n-am intrat. Frumos, adică ne distrăm, mănâncă. Ia uitați, cum a atacat-o. Asta e distracția, bineînțeles că și găleata va fi lină. La biban a luat 30 de kg în 4 ore. De 3, 4, 5 odată. 30 de kg în 4 ore? Da. Și cum face la barcă, face așa, cu plumbul și mânștă. Zang, zang, și așa, bă, să tragi de nebunță, vezi pe delta cum luam roșioare, biban. Am asta vreau să fac multe filme. Pe delta o zi și o noapte în barcă, ne mâncați, nu a trebuit doar soluția aia de zântar ne-am luat-o după noi. În delta? Și a mers treaba? Bucurie de asta, eu nu știu. Da. Pentru destresare. A, și noi, dar numai că la musculiță am luat și avat mare. Ia uite. Avat, biban, roșioară, plătic, au luat prietenii mei 40 de kg în 2 zile. Trebuie să o încerc și eu pe plătic asta la musc, după... Căpat. La un cap de cot ăsta, nu te așteptai. Da. Niște cărășei frumoși mai mari decât palma. Da, da, da. A, pe acolo mai au pești. Da. Am fost și noi pe la Bălteni, iar a fost frumos acolo. În delta. Luam avaz mari la musculițe, se folosesc o dacă mai marci. Și cu un jig de la în capul fierului. Sau cu plumbul și cu muștele pe fir. Așa bucăți, la 2-3 kg. Dar tot pe musculiță. O să vedeți filmele, că tot... Am la toți pești, am și la clean, pe ăla. La clean și la oblete și la biban. Și iarna. Păreu, adică învăț tehnici așa, știți? De prezentare cu mușchiul. Și apoi, exact ca prietenul meu, cum am pățit noi pe Valea Oltului. Că la prima partidă am luat fiecare 7 kg, a doua oară noi am luat un pește și prietenul meu a luat 7 kg. Bă, nu se poate. Păi, și aveam vârful moale, dar făcea el pac, 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 avea răbdare. Pac, pac, l-am luat. Noi ne grăbeam, mișcă muștele repede. De ce stângem aici? Ne mișcam repede și nu luam nimica. Cum mă năbiei tu? La ora 1, când am văzut că tot ea într-unul și ne uitam ca proști unul la altul, că nu lua niciun om. Dar vedeți, materialele astea sunt bune de filmare. Că telespectatorul își dă seama niște chestii. Măi, dar cum juca asta? Ăia ce aveau vârful mai moale, nu juca cum trebuia. Aveau răbdare să facă așa, să stins firul. Și la ora 1 zice, Bobi, auzi mă, noi ne-am gândit o chestie, hai să mergem și noi la alt baraj, poate prindem și noi ceva. Și a plecat săracul, că el avea pește. Da. Și acum ne zice, mi-a zis, băi Gabi, după ce îl învățasem la biban în barcă, că l-am dus la biban în barcă, nu știa. Și l-am învățat și a prins. Și după aia îmi dădea lecții, zice, băi Gabi, toată treaba e de încheietură. Pac, 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 pac. Acum, exact ce v-am spus, discuție ce cu elevul și profesorul. Da. Și zic, bă, așa e, te mai învăț și eu la... După atâția ani, mai învăț și eu treaba cu închietura. De-aia zic, dai închietură, pac, pac, strângi firul. Dar să... nu pot să ne vezi bun dacă nu și întrecea profesorul. Da. La barcă, că mă duc cu el... Mă duc la barcă, stăm amândoi în barcă, arunc plumbul pe fund și el cu mușchile și... Și de să uite așa, așa stea cu bățul. Faci, bă, Gabi, dar nu trage. Bă, nu trebuie, le miști o leacă, le mișca încet așa. Când le miști încet, peștele apucă și are timp să scuipe, nu se înțeapă singur. Dar am zis, fă și tu mișcările mai controlate și de un fel de înțepături. Uitați așa, pa. Deci când am mișcat-o, a apucat-o, a doua oară când am dat înțepătură controlată, l-am înțepat. Și el de câte ori mișc musca asta, uitați, de 1000 de ori, el o apucă în gură și o scuipe, așa face. E ca un capsator de la, tic, 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 într-un acolo, până îl înțepi, ce se face. Și când a făcut el așa și când i-a dat un biban, zice, mamă, ce mi-a tras, băi, ce mișto e faz. Și a început el. Nemaipomenit, am făcut o partidă de vis cu el de barcă. Și după aia am fost pe Valea Oltului, zi, pe Valea Oltului. Dar uite, mai găsesc și de ăștia fără școală, unchiul. A tras, a scăpat. A, găsim un frate de-al lui. E, am și firul textil, dar fiind gros, nu mai măriți că dacă e gros,
se mai blochează aici pe mulnetă și când se blochează și dai cu șocul la linie, rup linia. Și atunci dau cu... Nu, e bine acum. Și atunci dau cu monofilament. Am să mă concentrez. Gata, l-am luat. L-am scăpat. Să mă concentrez, gata, l-am luat. Na, mă, fier textilul, mă. Pare ușor, așa e? Da. Dacă nu e. Nu mai e. Asta e simplu. Uite, stai că facem o experiență. Dau eu și lansez telica. E? Da. Să vezi ce mișto e. Când tragi el așa. Stai că nu te ajută și peștele. Uite, lansez eu. Uite, așa se ține mulnet. Pa, și aici, așa se ține firul, vezi? Cu degetul ăsta. Se ține așa, acolo să nu fie muscat pe fir și se lansează și după ce fac zmucitura, dau drumul la deget ca să... și acolo se prânde întâlnic. Aici mâine, da? Cu două degete aici. Vezi? Așa. Și acum concentrați pe el. Strânge firul. Strânge, strânge. Așa se strânge. Da, 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 da. Mai strânge, mai strânge. Strânge, 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 strânge ca să ajungă firul la muști. A zmucit puțin și acum recuperează ușor. În urmă, jos, stea muscat pe apă, strânge. Strânge, strânge. Strânge ușor. Mai strânge, mai strânge. Așa. Mai strânge. Vârful mai jos. Te simți deja? Da, la primul tău pe... Nu se zice ceva? Nu simt. Te-am luat. Am luat. Păi nu, tu știi dacă simți, că eu... Am luat primul pește! De-aia te-a întrebat dacă nu simți. Ăsta e al ei. Eu-l iau! Poți să-l iei acasă, te rog frumos. Du-te și ia-ți în bidon. Vreau să-l iau. Ușor să nu vă înțepați musculițe. Ușor. Nu prea milă de el, îi dau drumul. Uite, vină tu în stânga mea. Tu cu două degete și aici? Să văd ce am învățat. Nu, bagă două degete. Lasă-mă. Să nimeni nu așa de ei când îi văd. Și acum strângi firul. Ca să ajungi la linia cu muștiul, știi? Așa. Deci ați atacat. Strânge firul, strânge. Totuși mai am de trei și știu că... Ia mai strângeți din fir să vedem ce ai control. S-ar putea să ai pe jetul. Nu, strânge în continuu. Ia strânge, strânge, strânge. Strânge, dai de mulnetă, cât zici strânge. Dai de mulnetă. Dai, fără frică. Dai, haide, steaua, haide, steaua. El afară nu mai dea drum, că scapă ăla. Deci când e, nu-l mai legă, știi? Atât. Uite așa se aduce peștele, fie. Ca să te învăț și acolo. Ușor nu te grăbi. Fii drumul. Fii atent. De ce? Lasă. Fii atent. Hai, uite, mai dau o dată. Degetele. Dar tu ce vrei? Așa. O să-ți dau și ție când o să vii. Ușor, așa, ușor. Alberto! Strânge, strânge firul. Da, da, uite că am prins. Ușor, mai... Lasă-vă mușchile pe apă, ușor. Lasă-le mă ușor, mă ușor pe apă. Niște vibrații, mă ușor, ca musculițe aia, ca așa, așa, știi? Vreau mai sus, ca să iese mușchile. Cam așa, uite, cam așa, ușor. Acum, sunt sus, pap, le lași, vezi? Nu te grăbești. Te gândești că salba ta, ele sunt mușchile și să le lași pap. Că dacă le ții pe sus, nu le ia. Înțeleg? Trebuie să le joci. Uite cum le joacă din vârf. Fii atent aici la mar, cum joc. Okay, vezi? Ideea mea e când le joc, le vezi că sunt ei? Da. Să le joc papă sau să le trag ușor, vezi? Să facă ca gâza. Dar ai făcut-o așa, să repede în ea. Înțeleg? Da, dar trebuie să faci control, adică și mental așa, te gândești. Uite la mine. Strâng ca să am firul întins la încheiere. Apoi mă joc cu ele puțin. A scăpat. Mai le joc la papă. Sau le recuperezi așa. Au, ce-a dat ăsta în ea? Atac, te vezi? Le-am recuperat așa către mine, cum îi venea pe aici. S-a repezit în ea. Hai că-ți mai lansez să dai. Hai mă, uite, eu făl pescar, iei o lansetă. Ăsta mic. Ai, bă, pas? Am, da. A? Am, da, dar n-am lanset, n-am lanset. N-are linie. Asta e 10 lei. Mâine, mâine la 10 lei și te apucă de pescuit. Ești găleata și gata. Tripă producție. Așa. Ești și la vânătoare.
stinge, firul strânge, îl strângi când vine. Așa. Fără frică, așa. Ne trebuie să-l pui și așa jos și ține așa și recuperează continuu. Strânge ușor de la așa pătrâni. Anumite viteze de recuperare. Asta e o viteză bună. Acum când te apropii de mal, ții vârful mai jos. Ca să stea muștele, știi? Da, nu știu. Dar asta poți să-i faci acolo. Ia să mai arunc eu ca să-mi vezi tu dacă... Așa. Ca să vezi... Merge recuperarea și dă-n parcă. Uite, vei? Pui așa la bazată și încerci și recuperezi așa. Va mai mărești viteza aici la recuperare. Dacă muștele nu au făcut dâră, nu ce să ridici firul. Uite, ca să facă o dâră pe acolo, ridici puțin mai. Deci le-a ridicat în ce o recuperare așa. Aici e un buren mai... Hai, merge în partea aia. Uite, știi unde e bine de dat? Uite acolo, cu alea, unde e în liniștea aia. Ia stai să fac eu o lansare, să vezi. Nu, păi dau de aici. Nu trebuie să mă duc acolo. Ia stai. Uite pe unde joc. Stai să... Să încerci și pe ăștia. Ia uite-l. Dă-i încoace, că aici e mai liniștit, așa. Acolo începe curentul mai repede. Dă-i încoace în jonglerie asta. Nu, stai tu în partea asta. Acu te uiți, da? Că trecem în de. Uite de la mine și învață de aici. Uite, smucesc ca să fie muștele sus și apoi le la jos începe recuperarea pe suprafață să facă dere, vei? Uite aici, a uitat. Mai ceva, dar cum este? Da? Deci fii atent în ghetele, deci strâng la anumită viteză, ușor, nu, mergeți în stânga mea și decât vă uitați și ascultați. Ca să vă uitați, înțelegi stilul, fii atent. N-am băgat o musca pe fir, lansez, uite, am pus picapul în firul, am firul întins, vezi? Și tu ai făcut așa, să înțeleg. Da, pe mine mă interesează să stea musca, pe apă să facă dâră. Vezi că face o dâră? Da. Chiar și stă pe apă. Hai. Că el oricum se repede acu seara. Uite, unchiul trage bine aici, vină cu aia. Bagă-te cu alea lângă mine. Pe dâra asta. Da, știam. Auzi? Bagă-te pe dâra, uite asta. De aici și dă-i încolo. Trage, trage. Ține o musca deasupra, așa. Urmărește-o pe apă. Te-a păcălit? Dă-i de acolo? Să lansezi? Cum? Să lansezi o dată? Nu, că se poate rupe linie. N-am fără. A scățit o linie și după aia dai tu la lansă câte... Înțeleg? Acum ați văzut tehnica cu firul monofilament. Elasticitate, iată-i. Lic, 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 lic. Hai te bă, unchiule. Lic, 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 lic. Păi până dai, eu las cu pe toată musca. Înțelege? Și atunci ce fac eu ca să iau rapid? Pun un fir textil. Pun fir textil pe aia, acum e. Da, fir. Are elasticitate. Are elasticitate. Haide. Bă. Să văd și camera pe aici. Să văd și camera aici. Așa mă dau jos? Nu, nu, nu. Las că dă-l ori. Uite de aici așa. Și dacă până la 12 noaptea, intră la. Înțeleg? Că mică cu zi. Dai. Faci sport. Cu 10 lei te apuci de sport. Fii atent. Îi spui, tata, vreau și 10 lei. Ce faci cu el? Mă apuc de sport.
Și ce sport faci? Pescuit la muscă artificială. Fac sport, uite, wow, ce mușchi am făcut eu? Numai să nu mă supere nevasta, că dacă dau o palmă, nu mai să știe la câtă mușchi am făcut eu. Am glumit să nu faci așa ceva.